Dacă în anii trecuți fiecare persoană care participa la sărbătoarea narciselor pleca acasă cu un braț de flori, de 3 ani autoritățile locale au interzis acest lucru, tocmai pentru a da posibilitatea plantelor să se înmulțească. Anul acesta, sărbătoarea de la Negraș a ajuns la cea de-a 49-a ediție. Este poiana nigreșenilor, cum s-ar zice, este poiana noastră pe care o sărbătorim și o sărbătorim cu mândrie. Aici, la noi, în poiană, se adună toți cetățenii comunei, cetățenii din satele alăturate, din tot județul vin, oficialități, personalități, de sărbătorim cu brio. Noi această poiană o sărbătorim din 1966, este declarată ca monument floral la nivelul județului și la nivelul țării. În 1968 a avut loc prima ediție acestei poiene și de atunci și până acum avem 49 de ediții. Deci, an de an, nicreșenii au ținut să sărbătorească și a lor. Este a lor și pentru ei. Din anii anteriori am interzis să mai rupă narcisele. Poiana s-a mărit datorită, ea se mărește prin natură, nu prin altceva. Nu se poate planta, bulvii nu se poate face, decât ajung la maturitate, își depune sămânța și vine și se formează vulvii și se uia și vântul, cum se întâmplă. Narcisele de la Negraș sunt diferite față de cele obișnuite. Tulpina este mai lungă și mai subțire, iar coloratura petalelor este mai accentuată. Și mirosul este mai puternic decât al narciselor din grădină. Diferențe se înregistrează și comparativ cu narcisele din poiana de la Brașov. Între poiana noastră și poiana de la Brașov, care, din câte știu eu despre poiana de la Brașov, are cam 7 hectare, întinderea asta are 4 hectare și ceva. Este o diferență ca și specie. Specia asta noastră are 6 colțuri, are cam 5 colțuri și mirosul este diferent. Nu vreau să spun altceva despre poiana la Brașov, e o poiană foarte frumoasă, dar a noastră, eu zic că e mai autentică. Câteva cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost premiate de autoritățile locale. Avem diplome, 7 diplome de fidelitate pentru 7 cupluri care împlinesc 50 de ani. 50 de ani pentru mine e o viață. Le dorim mult succes! Printre participanți au numărat, pe lângă oameni obișnuiți și invitați de la Consiliul Județean Argeș, Prefectura Argeș, o parte dintre senatorii și deputații din județ sau primari din alte localități.